invitat special în această zi alături de noi. Dentistry Hub, da, este canalul tău de YouTube. Îl avem pe Cristi Nedelcu, un stomatolog foarte simpatic alături de noi. Neața, ce faci? Neața. Uite, de abia aștept să vorbim despre vlog și dinți. Perfect. S-aude sau trebuie să vorbesc mai tare? Trebuie doar să îl ții foarte potrivit lângă guriță. Bine. Ca să te auzim. Bine. Domnule doctor. Ai, nu mă lua așa. Practic, prin clipurile tale, ne scutești așa de un drum la stomatolog. Oarecum. Deci, adică vă dau niște informații utile care, știi că are și George Buhnicio un hashtag, IGDLCC, informații gratis despre lucruri care costă. Exact. Cam asta fac și eu. Și, practic, ne scutești să dăm niște bani, dacă ascultăm sfaturile tale. Da. Nu îți ar colegi în cap? Băi, oprește-te, ne iei de la gură. Nu, până acum nu mi-au sărit în cap. Mi-au sărit în cap pentru altele, în schimb, pentru că dau și dedesubturi, cumva, de cum ar trebui să fie un tratament stomatologic. Mm-hmm. Și sunt mulți dentiști care încearcă ei să o ia pe scurtătură, așa. Ceea ce nu-i prea corect. Corect. Da. La cabinet, ca stomatolog, care a fost cea mai grea provocare pe care ai avut-o? Să zicem, o lucrare mai grea, un pacient mai dificil, dacă ți-a rămas așa, foarte, unul în minte. Foarte bună întrebare. Am un pacient care are toate bolile din lume. Ipohondru. Nu, ipohondru, chiar le are. Adică, cele mai periculoase chestii. Și a trebuit să-i fac un plan de tratament și am făcut un plan de cam de o mașină în gura lui, cam așa, vreo 320 milioane, 32.000 de lei noi. Și ăsta chiar e o provocare, pentru că e cel mai mare caz pe care l-am avut și trebuie să iasă bine, mai și pune presiune pe mine asta, îmi zice că vezi că am fost la nu știu câți dentiști și că nu mi-a plăcut niciunul și eu acum sunt bine. Hai să o luăm așa, step by step. V-am spus că este simpatic, uite, este simpatic și la cabinet. Apropo de pacienți dificili, cum te lupți cu fobia românului față de dentiști? Adică, mai mult de atât, cât de justificată ar fi ea? Bă, e foarte justificată, pentru că, na, gândește, e o chestie să trage din copilărie. Ești mic, te duci la dentist și ai o experiență super nasoală. Aici am vrut să ajung. Chiar aud încă și acum, în 2019, aud pacienți care îmi zic că au avut extracții. Ai pățit și tu, bă, probabil, chestia asta. Live, deci, la 14 dentiștii ani. Dentiștii care s-au suit pe scaun să tragă de un dinte sau... Stomatologia nu prea e despre forță, știi? Și omul când vine la dentist, în mod normal, când te duci la dentist, vezi patru pereți albi și un scaun în mijloc. Nu e o experiență. Te simți foarte crispat. E un mediu, seamănă cu un spital. De-aia noi am încercat să facem un design cât se poate de creativ și de non-conformist, care să se adreseze unei nișe și punem și o muzică pe fundal. Dacă pacientul vrea paraziții, punem paraziții. Am vorbit și mai devreme despre treaba asta. Da. Adică treaba asta te relaxează. Și dacă în momentul în care îi și explic ceea ce urmează să-i se facă pas cu pas, omul se relaxează, știi? Și îi zic, hai, facem la un dinte acum, la un detartraj banal. Facem la un dinte. Te doare? Nu te doare. Ok, mă las să continui la următorul dinte, da. Deci cam asta și faci tu în ideea de a... Trebuie să empatizezi cu pacientul în meseria asta. Combate trauma asta din copilărie pe care mulți dintre români o au. Gândește plus că mi se pare că și aparențele contează. Adică te duci la un dentist și îl vezi într-un halat din ăla alb, din cap până în picioare, te sperii de omul ăla. Zici că e un om de știință acolo. La noi uniformele sunt tricouri negre, mânecă scurtă, se vede că e o atmosferă mai degajată așa. Și te calmezi și tu imediat. Zen! Și pentru că noi te-am descoperit prin vlogurile pe care le faci și pentru că social media e la putere, da. Tu cred că te-ai prins rapid că te poți apropia de pacienți și să fii mult mai vizibil pe internet. Așadar, cum vin oamenii la tine după ce ți-au urmărit clipurile? Băi, foarte mișto. Cu speranțe mai mari, așteptându-se la glumițe, vin mai relaxați. Trebuie să păstrezi oarecum așa o barieră, știi, că nu poți să te împrietenești cu... Vin foarte mulți pacienți din vlog, din YouTube, care au aflat de cabinetul nostru din YouTube. Și nu poți să n-ai limita asta, să ne... nu știu cum să explic. Cu cuvintele tale. Adică trebuie să păstreze aparența și nu doar aparența de profesionalism. Profesionalism, ok, dar nu mă refer că trebuie să pari serios, dar nici să de te amba jocuri așa că mai fac și clipuri amuzante pe YouTube. Dar ei ce imagine, cu ce imagine vin despre tine? Ei vin din YouTube cu niște chestii, adică asta îmi place foarte mult treaba asta. Ei deja știu unde vin și parcă îi cunoști deja dinainte, știi, când a intrat pacientul în cabinet. Asta e o chestie foarte mișto. Și nu mă mai chinui să conving un pacient că trebuie să-i fac ceva, pentru că deja a văzut clipul pe YouTube cu, nu știu, sângerarea gingivală.
sau cu de ce are nevoie să-i facă o extracție. A văzut clipul și munca mea e mult mai ușoară. Nu mai comentăm. Nu mai sunt psihologul pacienților neapărat. Exact. Și gata. După aia știi care, care e problema? Că fiind legătura asta între noi format în YouTube, nu mai pleacă. Și după ce te din tratament, rămâne acolo în cabinet. Știi, mai stăm la o vorbă, mai... Da, după care... Vine următorul pacient, mai stă și pacientul avem... dinainte. Da. Hai că avem programări să nu ne întingem. Bun! Curiozitate pur feminină. Uh-oh. Vin mai mulți bărbați sau mai multe femei Bici. La cabinet? Bici. De-aia am început să promovăm fetele care ne ajută pe noi, pentru că avem doar fete paciente. Așa că le postăm și pe fetele azi, le postăm și pe fetele astea care sunt cu noi în cabinet, ca să ne vină și băieți. Eram bine, nu sigură. Că aș avea ceva împotrivă să ne vină doar fete, da, da, să diversificăm publicul. Să trecem la lucruri mai serioase. Copiii pacienți, dacă ai. Nu-mi plac. Sunt mai înțelegători sau nu? Nu-mi plac. De ce? Cred că am avut până acum doi pacienți copii, pentru că nișa noastră se oprește undeva la vreo 35, cred că cea mai bătrână pacientă avea vreo 40 de ani. Bătrână cu ghilimelele de rigoare. Bătrână, da, știi, mm-hmm. Și au avut, două dintre pacienți au avut copil. Mm-hmm. Nu pot să zic că am neapărat răbdare să lucrez cu copiii. Na, poate mai... suna urât, dar ne-am ales o nișă. Mm-hmm. Nu ne plac bătrânii, nu ne plac copiii. Sau dacă avem bătrâni care ascultă Paraziții sau AC/DC, sunt consultația este gratis. Am câteva întrebări tehnice, ca să zic așa. Yeah. Există vreo pastă de dinți care să-mi garanteze mie cele enumerate în reclame? Că s-a terminat cu cariile, că voi avea dinți albi doar 14 zile, da. Mai că nu-mi spun că o să fiu veșnic deșteaptă și frumoasă, că în rest, și bogată, că în rest mi se promite absolut orice. Da, mă, ți se promite că, nu știu, câștigi la loto peste noapte, te îmbogățești peste noapte, îți faci dinții albi în 5 secunde, vezi că e pe Instagram, acum circulă o pastă super miraculoasă, ți-o dai pe dinți și e ceva cu negru și după aia ai colatul și ai dinții albi. Nu, mie îmi creează foarte mult scepticism treaba asta. Adică în momentul în care știu cum să faci o albire, da. Și că durează între, nu știu, 45 de minute și 3 ședințe în funcție de culoarea la care vrei să ajungi tu, nu există chestia aia neagră, o pui pe dinți și să fii și sănătoasă sau... da, sunt trei substanțe mari și late care albesc dinții și nu se găsește niciuna dintre substanțele astea într-o pastă de dinți de la un supermarket uzual. De aceea am vrut să vorbim... Cum e până la urmă cu aceste produse? Știu că ai și explicat într-un clip, dar pentru cei care nu, poate nu te-au urmărit, care desigur te vor urmări de acum încolo, da, voiam să demitizăm un pic treaba asta cu produsele acestea. Putem să vorbim despre, putem să dăm branduri sau nu putem să pronunțăm branduri? Nu putem. Nu sunt putem. Niște paste dinți Max White. Îți explic acolo pe ambalaj Max White. Dacă te uiți pe ingrediente, o să găsești aceleași lucruri ca la o pastă normală. Nu ai substanța aia de albire. Sunt niște paste speciale pentru albiri și alea costă vreo, nu știu, 100 de lei. Și trebuie să te speli cu pasta aia mult și bine ca să vezi o mică diferență. O mică diferență, cu o pastă atenție. De asta din comerț, nu o să vezi nicio diferență. Adică e doar o chestie psihologică să crească vânzările. Bun! Într-o societate bazată din ce în ce mai mult pe imagine, cam cât de important este zâmbetul acela din reclame? Un Hollywood smile. Da, un dinte mai puțin strălucitor sau mai puțin alb înseamnă neglijență sau... Mi se pare că asta e o cum chestie... Cum facem distinția? Sau poate e un fond genetic. Nu înseamnă neapărat că nu te speli pe dinți. Corect. Cum facem distinția? Culoarea dinților noștri oricum e dată în mare parte genetic. Am făcut un clip despre asta. Dar ce-mi zici tu că dacă ai dinții albi înseamnă... Da, neglijență. Nu înseamnă neglijență, știi, dar... Uite, sunt multe fete care vor dinții foarte albi pentru că așa au văzut la vedete, că așa au văzut în America, pe red carpet și nu știu mai ce. Bă, asta e o chestie doar cât se poate nu subiectivă. Suntem acolo. Nu contează. Okay, e o chestie cât se poate subiectivă. Cert e și ce le zic pacienților, nu e un tratament, nu e ceva ce tratează o simptomatologie, albirea sau fațeta. E o chestie pur estetică. O vrei bine, nu o vrei la fel de bine. Dinții vor fi la fel de sănătoși, chiar dacă vor fi mai galbeni sau mai albi. Dar dacă pentru... liniștea ta sufletească, pentru încrederea ta, poate. Dacă tu te rezumi la dinții albi încredere, fă-ți albi. Bun. Dar pentru cei care au frustrări, să zicem, în ceea ce privește dinții albi și nu dispun de fondurile necesare pentru a face ceva wow. Așa. Adică nu pot să-și pună fațete sau să-și facă acel Hollywood smile care implică niște costuri destul de ridicate. Ce îi sfătuiești?
Bă, nu știu, uite, m-am întrebat și pe YouTube treaba asta. Ce părere am despre albirea acasă cu bicarbonat sau cu cărbune medicinal sau... Habar n-am. Le-am zis și eu un exemplu. Eu când am o problemă de sănătate sau când vreau să-mi fac ceva la... Mă duc la medic, nu mă duc la vraci. Nu știu ce se întâmplă cu... Știu că bicarbonatul ăla, dacă îl folosești prea mult, în exces, nu știu ce înseamnă exces, dar dacă îl folosești, nu știu, o lună în fiecare zi, s-ar putea să-ți strigi smalțul. Și s-ar putea să ai și niște probleme gingivale. Bănuiesc. Na, probleme gingivale ai dacă îți faci exagerat de albiri cu benzi de alea. N-am voie să zic brand-uri. M-am oprit. Cu benzi. Hai să vorbim și despre asta. Uite că și așa sunt la modă și toată lumea le caută pe internet și le achiziționează. În benzile alea o să găsești substanța de albiri pe care o folosim și noi în cabinet. Doar că într-o concentrație de vreo 13 ori mai mică. Da. Și trebuie să le folosești timp îndelungat ca să vezi efectul. Și problema e că dacă le folosești acasă, nu ai cum să protejezi gingia și o să te usturi un pic gingia. Exact. Ai pățit probabil. Bineînțeles. Nu. Dar ele ce ar fi ok. Dacă suporți inflamația aia gingivală. N-am avut o inflamație prea dureroasă, să zic așa. Deci dacă domnul doctor spune că sunt bune, sunt bune, gata. Bun, mai am o întrebare. Bine, poate mai multe, dar sunt. Ce vorbim aici, că la unul vină. Treabă, nu? Mm-hmm. Când ieși în oraș cu prietenii, să zicem. Da. Sau poate cunoști o persoană pentru prima dată. Așa, întreabă dacă vin ăștia aici sau asta vrei să mă întrebi? Nu, dar poți să-mi spui și asta. Dacă te gândești tu, uitându-te la acea persoană, mama, ar avea nevoie de aia ei, sau așa. Ăsta e defect profesional. Când vorbești prima oară cu cineva, imediat te uiți la dinți, știi? Adică, iată! Da, te uiți la dinți. Pentru că mă gândesc că dacă eu aș face pantofi, m-aș uita primul lucru la pantofi și aș spune, bă, omul ăsta ar avea nevoie de niște pantofi mai frumoși sau, iată, sunt deja frumoși. Să știi că am o chestie, uite, am fost cu o fată și îmi zicea că ea avea vreo 25 de ani, are, cred că încă e cu noi pe aici. Alive. Îmi zicea că n-a fost niciodată să-și fac un detartraj și eram, bă, ești de bun. te pun un pic pe gânduri, așa, știi? Care un detartraj în mod normal, dacă nu informațiile... Se face la jumătate de an, un an. Corect? Cel mai corect la jumătate de an, dar sunt pacienți cărora le recomand la un an, la doi, în funcție de cum văd că fac tartul ăla. Și aici contează viscositatea salivei, chestii tehnice. Ce bei, ce mănânci. Da. Și acum să trecem la partea aceea în care oamenii trag de tine. Da, deschid așa gura și zice, aici. Știi, și mă trezesc în oraș cu lanterna de la telefon, ia. Da, e amuzant, nu? E direct cu pălmuță peste frunte? Cu un refuz politicos? Sau e amuzant. E amuzant? Da, e amuzant. Încă e amuzant. E ca și cum ar veni, nu știu, te întâlnești cu micuțul pe stradă și zici... Zi o glumă. Da. Acum? Probabil că îi se părea și lui amuzant la început. Acum cred că i s-a cam luat. Deci e cu un refuz politicos și poate cu o invitație la cabinetul vostru. Un sticker, carte de vizită, avem niște stickere și te așteptăm la noi. Bun, ca idee de încheiere, dacă nu te-ai prins, ți-am spus, Adineaur, că este unul dintre cei mai simpatici stomatologi. Ți-am zis, cred că te-ai prins, da. Dacă misiunea ta, pe lângă cea de strict sănătate orală, este zâmbetul sănătos și real, să știi că ți-ai îndeplinit sarcina și mi-ai adus un zâmbet real pe buze. Vreau să ne mai spui puțin despre social media, ca să știe lumea unde te găsește sub toate formele, vlog, nume de vlog, Instagram, profil de Facebook și așa mai departe și site dacă există. Păi, în primul și în primul rând, cea mai multă atenție o acord vlogului, așa că ne puteți găsi pe YouTube, Dentistry Hub. Logo-ul e simplu, e ca cel de la Pornhub, o să-l vedeți. Am vrut să fie ceva neconvențional care să iasă în evidență. Și pe Facebook la fel, Dentistry Hub, Instagram Dentistry Hub. Bănesc că Instagram meu personal n-are rost să îl dau. Că poate cine știe. O să-l găsiți, dacă intrați pe pagina de Instagram Dentistry Hub, o să mă găsiți acolo la follow. Perfect. Și pe site www.d-hub.ro.